scape, în haide de scape, trebuie să se mai întâmple ceva, niște gânduri spuse mai deosebit, ca lucrurile astea să se cheme poezie. Cred că nu în clasa a treia, a patra, când scrieam versul, de acum comiteam poezii. Cred că abia în clasa a șaptea, când șase băieți, șase colegi de clasă s-au apropiat și m-au rugat, înseamnă că știau să scriu versul, să scriu o poezie despre o fată din clasa noastră. Tu cum crezi că era fată? Mai deosebită, dar cu a șase băieți deodată ne-a plăcut ea plăcut. M-am uitat și eu atent pentru că trebuia ca să știu despre ce scriu. Am devenit cel de-al șaptelea admirator al ei, dar atât de deosebit era, că am scris o poezie cu două foi dublu. Nu mai știu poezia, dar știu cântarea, m-a surprins învățătorul de limbă și literatură. Am făcut cunoștință cu această ocazie cu cenacul literar din școală, există, dar eu nu știam. Și s-a pornit Arabela. Merge